dar băi, fraților, poftim. Hai să ne apucăm de motocicleală. Everything changes. Probabil că cel mai bine ar fi ca prima dată să vă luați beu și să circulați pe drum, ca să vedeți ce fac ăștia de pe drum. Ăștia toți de pe drum, plus natura, din motive care îmi scapă, evident, vor să vă moare, la propriu. Să vă anihileze, să dispăreți de pe planetă. Primul sfat pe care l-aș da celor care vor să se apuce de motociclism este să aștepte până au măcar câțiva ani, 1, 2, 3, de experiență. 1. Cu gândirea. 2. Cu traficul și cu mașina și cu mașinile. 3. Cu reacțiile lor, cu gândirea lor în trafic. Ar fi să faceți o școală. Ar fi să vă ocupați cu școala, facultatea, cu învățatul, cu cititul. Ce ar fi să vă căutați după aceea un loc de muncă? Ce ar fi să vă strângeți voi banii de un motor? Ca să vedeți ce înseamnă să strângi bani de un motor. Pentru că cu siguranță după aia o să vă gândiți de două ori înainte să vreți să faceți orice care ar putea rezulta în distrugerea motorului. Ceea ce e foarte simplu să-l distrugi. Că nu vă ajută fizica. Fizica este împotriva voastră. Gravitația e împotriva voastră. O să te stăpânești așa un pic când vrei să-i dai în goarnă. Pentru că o să te gândești, bă, pana mea, mi-am luat motorul de un an, nu am așa multă experiență, nu știu cum e drumul, nu știu cum și ce vor face ăia cu care mă întâlnesc pe drum, nu știu ce o să-mi scoate natura în față, deci hai să nu mă simt rosic, că oricum nu-s. Nu am nici cele mai bune cauciucuri, probabil nici frânele nu le-am servisat, probabil și afară e un pic frig și temperatura carosabilului e mai mică. N-am încălzit neurile, nu am costum full piele pe mine, sunt pantaloni scurți și în tricou și în șlap. Hai să nu mă duc poroată cu 200 printre mașini, prin sensurile giratorii și fazele de genul ăsta, că probabil, da, drumul îi ad hoc al lui ăsta sau al lui ăla sau al lui ălalt, niciodată a vostru. Să înțelegeți și voi cum în momentul în care v-ați urcat pe motocicletă deveniți invizibil, dar în același timp toți vor să vă omoare. Să înțelegeți ce înseamnă praful pe drum, uite, nisip. De exemplu, drumul ăsta, da? Uite cât noroi îi pe drumul ăsta. De ce? Pentru că ies tractoarele din tarla direct în drum. Vine acum o ploaie de 2 minute și se face pe tot carosabilul o peliculă de noroi. Vrei să pui frână? Vrei să accelerezi? Ai belit-o pe pulă. Să înțelegeți ce înseamnă că unul oprește în sensul giratoriu și nimeni nu-i face nimic. Adică e dă. Like the sensul giratoriu l-a primit moștenire pe factură de la măsa. Pentru că, repet, și chestia asta este o chestie foarte, foarte importantă, fără de care nu o să ai longevitate în viața de motociclist. Ești invizibil, dar toți vor să te omoare. Mie îmi trebuie rovinietă, asigurare, revizie la zi și asta circulă cu calul pe drum. Nu îi zice nimeni nimic. Iar dacă vrea să o ia stânga, o să o ia stânga, din prima și cu tupeu. Iar tu vii și depășești coloana asta, că nu o să mergi cu 40 pe oră, e limita de 70 aici, da? Este intermitentă, poți să depășești. Și ăsta cu trăsura vieții, o să o facă stânga. Că n-are oglinzi ca să se asigure. Uite, altul, n-are oglinzi ca să se asigure. Pentru că poliția nu-i cere lui oglinzi, îmi cere mie oglinzi.
И отре să mă uit. Ăștia stau liniștiți, mai beau o bere, mai dau cu biciul pe cal și hai că merg. Până atunci, până la 20 și ceva de ani, o să aveți vreme să vă gândiți ce motor s-ar potrivi cu voi. Pentru că ăsta e al doilea sfat. Nu trebuie să țineți cont de preferințele nici cui în alegerea motorului, ci doar de preferințele voastre. Însă trebuie să le cunoașteți. Nu există un motor cu 100% atribute pozitive și niciun dezavantaj. Toate motoarele au dezavantaje și trebuie să înțelegeți chestia asta și o înțelegeți uitându-vă și întrebând și vorbind cu alții live, adică mergeți să vă întâlniți cu ei, mergeți la întruniri de motoare, de motocicliști, vă uitați pe YouTube la tot felul de motovloggeri sau chestii de motoare și vedeți ce vi s-ar potrivi. O groază de dealeri fac evenimente gen porți deschise și drive testuri în care vă lasă, dacă aveți AU, să vă dați cu orice motor. Și puteți să mergeți să încercați motoare. Să încercați tourere, să încercați chopere, să încercați speed-uri, să încercați tot felul de tipuri de motoare. Și de acolo să trageți o concluzie. Și să ziceți, uite mă, motorul de genul ăsta, da? Îmi place cum îl simt, îmi place cum îl conduc. Hai să caut ceva asemănător cu el, că poate ăla nu o să vi-l permiteți, și să merg cu ăla. Pentru că e foarte important să te dai pe motorul de care îți place. Foarte important. Și am acceptat limitările, da? Limitele motorului. Limitele pe care mi le impune mie, da? De exemplu, dacă aș avea niște prieteni care se dau cu Transalpul și pornesc din orașul X și se duc pe muntele vieții, eu probabil nu o să mă duc cu ei. Pentru că ce să vezi, eu nu o să pot să ajung pe muntele vieții cu speed-ul. Și am acceptat această chestie. Și probabil până la jumătatea drumului mergem pe traseul normal, adică pe stradă de genul ăsta. Dar după aia, în momentul în care ei o virează dreapta și se apucă să umble pe coclauri, eu pun frână, mă opresc și mă întorc. Deci mai bine nu mă duc. E o limitare pe care ți-o impune motorul și cu care trebuie să te obișnuiești. Adică trebuie să fii de acord cu ea. Nu trebuie să o resimt ca ceva negativ. De aia prinde becurile. Ar fi sfaturile principale. 1. Nu vă apucați de la 16 ani sau 18 ani sau nu știu la ce vârstă se poate, de la 16 ani cred că se poate face nu știu cât, ci apucați-vă la o vârstă la care puteți să vă luați singur motor ca să înțelegeți efortul pe care trebuie să-l faceți, experiența pe care ar trebui să o aveți până atunci cu mașina, cu traficul, cu reacțiile voastre, cu tipurile de drum pe care le vedeți în România și le întâlniți în România, cu tipul de atitudine, și o să vă fie mult, mult, mult mai bine pe motor. Ba da, a fost cam frig. Tu ai apărut deja la știri, nu mai contează. Cine are nevoie de motive? Cuvintele mari nu spun nimic pentru mine. Cu rupere de pulă mă trezesc dimineață. Vreau să trăiesc, las-o în pula mea de viață. Și acum, revenind de unde am plecat, și anume de la ce am văzut că apare ca sfat pe YouTube, atât vloggeri români cât și străini, este nu începeți cu un motor mare. Asta e prima regulă. Nu se referă la un motor mare în sine, ci se referă la un motor de 1000 sau, mă rog, de 600 sau 1300 sau 1400 cu mare Hayabusa sau ZX14R. Pentru că motorul de 1000 vă omoară. Eu am motor de 1000. Credeți-mă pe cuvânt, îi băgat în casă la prietena mea, n-a omorât pe nimeni niciodată. N-am găsit pe nimeni mort în casă, n-a murit nimeni în curte, n-a omorât pe nimeni.
Asta iarnă l-am ținut la un prieten într-un depozit. Depozitul era păzit, pe acolo umbla lume. N-a murit nici paznicul, n-a murit nici aia care umblau pe acolo. N-a murit nimeni, n-a murit. Poate e o întâmplare, poate e o coincidență. Da, nu, n-a murit nimeni. Eu nu mă zic, asta e cazul meu. Probabil că în cazul altora, motorul de 1000 omoară oameni. Pentru că asta aud, că se zice, dom'le, motorul mare, motorul de 1000, omoară. Te omoară pe tine, nici pe mine nu m-a omorât. Ca dovadă, sunt aici și vorbesc. Nu m-a omorât. Nu știu. S-a împrietenit cu mine, i-a plăcut de mine, pana mea. Nu m-a omorât. Nu știu de ce. Deci nu știu de ce. Pentru că după regula acestor sfătuitori, un motor mare trebuie să omoare pe cineva. Adică nu treci o zi, bă, ăla nu-i sănătos dacă nu omoară ceva. Măcar un câine, o pisică, o treabă, o ceva, o viețuitoare. Ce să vezi, dacă dai drumul la motor și lași acolo așa mergând, bă, nu o să omoare pe nimeni, la fel. După ce se termină benzina, o să moară motorul, că nu mai are cu ce să funcționeze. Asta e singura chestie care moare, și anume în ghilimele, adică să oprești. Dar de omorât, like, fizic, pe bune, să ia gâtul la careva, nu se întâmplă. Uite-l și pe ăsta. Șmecher natural, are merțan, ce s-o gândit? Factura de curent e foarte scumpă, deci nu aprinde becurile, că da, mă rog, aprinde pozițiile, adică e pe treaba lui. Farul de ceață, că e afară e ceață, e grup ceața pe aici. Câțiva bondari, muște, chestii de genul ăsta au mai omorât. Da? Nu știu dacă astea se pun în ecuația asta. Prietene, dacă stai în carei și ți-ai luat BMW, măcar aprinde becurile. Să ne dăm cu BMW-ul 2 cm gard de la sol. Merem cu 20 pe oră prin carei sau 10, pentru că motive. Să-i încurcăm pe ceilalți, să-i facem să nu conducă cum trebuie. Pentru că noi am ieșit să arătăm că avem BMW seria 3, motor de 1.6 și suntem șmecheri. Da, deci motorul nu omoară pe nimeni. Capacitatea cilindrică a motorului n-are nici o legătură cu moartea, cu viața și cu nimic în general. E o caracteristică fizică a unor obiecte. Pentru că pe aceeași temă, dacă motorul de 125 nu te omoară, motorul de 1000 te omoară, motorul de nu știu cât, 6000 sau cât dracu-s pe boss hosurile alea, ăla ar trebui să te omoare numai când te-ai uitat la el. Deci aia care sunt acolo, care fac motoarele alea, ar trebui să fie morți. Cum a apărut motorul de 6000, gata, toți ori murit, ori căzut jos în hală, morți, ceau. Pățăși, prietene. Era un film la un moment dat cu un cauciuc care ucidea. Deci cam asta e logica după care motorul mare ucide. Mie, sincer, chestia asta mi se pare o prostie. Și motocicleta aia echipată cu un motor de 6000, și motocicleta mea echipată cu un motor de 1000, și motocicleta lui X echipată cu un motor de 125 este făcută de un producător autorizat, de niște ingineri cu multe școli și foarte multă experiență, pentru că fac chestia asta de câțiva zeci de ani. Te poți da cu ele pe stradă. Nu știu exact dacă cu H2R-ul poți să te dai pe stradă. Probabil nu, cu H2-ul da, dar cu H2R-ul cred că nu te poți da pe stradă, da? Deci, cum ziceam, street legal. Adică ai voie să te dai cu ea pe stradă. Este adaptată la datul pe stradă. Descoperiu ai accelerația. Dar că dacă te uiți la telefon, n-ai cum să fii atent la ce se întâmplă. Pentru o situație de genul ăsta, da? În care cineva descoperă accelerația în momentul în care îl depășești, ei, dacă treaba asta se întâmplă când ai un motor de 125, o să ai o problemă cu ăla care vine din față în momentul în care tu vrei să depășești. Și anume, o să vă întâlniți. De ce? Pentru că cu un motor de 25, de 125, pardon, o să-ți fie un pic mai greu să faci chestia asta. Adică să depășești.
De ce? Pentru că la viteza la care mergea ăla, zicem 100, tu ești aproape la max. Ăla are totuși, mai are niște rezerve destul de multe cu golful lui sau ce avea. Și s-ar putea să te întâlnești pe contrasens cu unii alții. Când ai un motor de 1000, la 100 tu încă nu ai schimbat a doua, deci ești tot în a întâia. Dacă te duci până în maximum de turație la un motor de 1000, în principiu trebuie să schimbi a întâia până la vreo 160, a doua până la vreo 200 și cam așa. Da? Iar cu un motor de 25 ești deja în a 5-a sau a 6-a sau câte viteze o avea motorul de 25, de 125 și nu mai ai unde. Nu mai ai unde și nu mai ai ce să faci. Și atunci, întrebarea mea este: ce motor ai vrea să conduci? Unul cu care vrei să ieși rapid dintr-o situație de genul ăsta? Sau unul cu care nu poți să ieși din situația aia? Deci, din punctul meu de vedere, cam aici apar problemele. Înțeleg foarte bine limitările umane. Și anume, bă, am un metru, nu pot, efectiv, nu pot să mă urc pe un speed, pentru că nu ajung cu picioarele jos. Am un prieten care e mai mic de înălțime. A vrut să-și ia un CBR Fireblade din 2008, nu-l putea ține. Efectiv, nu-l putea ține. Și atunci ce-a făcut? Și-a luat Hayabusa. De ce? Pentru că Hayabusa este mai joasă. Nici pe aia nu ajunge chiar total, dar ajunge mult mai bine și reușește să țină motorul.